Mă numesc Emanuel, am 14 ani și sunt în clasa 4. Tata a murit când aveam 5 ani și am rămas cu mama bolnavă de cancer. Într-o seară cei doi s-au certat, mama și cu tata. Tata a luat niște pastile de nervi și s-a otrăvit și a murit. N-am putut să mă duc la școală pentru că n-aveam bani. Emanuel mai are 5 frați. Niciunul însă nu a rămas lângă mama bolnavă. Suntem 6 în total, de fapt, dar ceilalți sunt plecați. Tu ești cel mai mic? Da, cel mai mic. Eu am rămas cu ea să o ajut. Emanuel, tu de ce n-ai plecat? Pentru că o iubeam. Emanuel și-a revăzut frații de curând. Acum ei sunt mari la casa lor, numai el e singur. M-am bucurat să-i văd din nou. Bine, arătau altfel, na. Unii mai zdrave, unii la casa lor, unii aveau chiar copii. I-ai întrebat de ce n-au rămas și ei cu tine? Nu i-am întrebat niciodată până acum. Adică nu mi-era nevoie să știu, pentru că știu că și își doreau să rămână cu mine, dar dacă rămâneau, n-aveau ce să facă. Ajungeau la fel ca mine, să stea aici. La vârsta la care alți copii învață pentru școală, Emanuel învăța pentru viață. Așa a aflat că cea mai cumplită amenințare pentru mama lui era cancerul și a început lupta. O luptă pe care știa că într-o zi o va pierde definitiv. Eu deja eram obișnuit, adică era ceva normal pentru mine, pentru că îmi spuneam fiecare zi. Și ziceam, lasă mamă că nu o să mă duc acum, mai ai tu mulți ani. În timp ce boala îi răpea mama mai mult cu fiecare zi care trecea, sărăcia devenea tot mai apăsătoară. Cel mai frumos lucru pe care l-ai primit de la ea? Că a mai putut sta cu mine și că a putut să facă ceva cu mine. Adică dacă nu mă dădea aici la fundație, eu acum, poate nici acum nu aveam școală. Emanuel are talent la desen și a descoperit singur vocația. Mai aveam și eu câteodată zile libere când mama era așa mai zdravă, nu mai în puteri și nu aveam ce face și desenam. Trecutul n-a depins de el și nu i-a adus nimic bun. Tot ce a rămas lui Emanuel e viitorul. Nu mi-aduc aminte unde eram și unde sunt acum. Primul rând vreau să termin școala, apoi să mă angajez, să-mi fac o prietenă, să-mi cumpăr o casă și apoi familie. Ți-a fost vreodată frică de ce urmează să vină? Nu, sunt obișnuit. Aștept să fac lucruri mari, aștept să fac ceva important, ceva mare. Ca Emanuel, mai sunt mii de copii în România. Oferă-le cea mai frumoasă vacanță de Crăciun în sânul familiei tale. Adresează-te chiar astăzi Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul sau din sectorul tău și află cum poți lua acasă de sărbători un copil dintr-un centru de plasament.